614 secții de votare, dintre care 155 doar în Ploiești, stau la dispoziția alegătorilor cu drept de vot, începând cu ora 7, până la orele 21, când urnele se vor deschide. În Prahova, 683.451 de cetățeni au drept de vot. Numărul de buletine de vot în total pentru județul Prahova este de 3.016.800, iar numărul necesar de buletine de vot este de 754.200 pentru fiecare dintre cele patru secțiuni, adică votul pentru președintele Consiliului Județean, votul pentru consilierii județeni, votul pentru primar și votul pentru consilierii locali. Pentru a se putea exprima dreptul de vot, există 2903 de ștampile. Sunt în total 683.451 de persoane cu drept de vot și, după câte știu, sunt câteva sute de persoane care au dreptul de vot restricționat. Persoanele cu drept de vot care nu se pot deplasa la secțiile de votare din cauze medicale pot solicita urnele mobile. Se formulează în scris cerere pentru către secția de votare respectivă, nu către BEC, și dar aceasta în timp util pentru a nu afecta procesul de votare și închiderea la ora 21.